Poliția a venit cu misiune de curățare a aleii din jurul cetății Soroca, de mașini care au intrat cam ilegal. Sunt două semne care interzic accesul încoace și un al treilea care interzice staționarea. Dar în lipsa poliției, oamenii au considerat că mai fain și mai comod să vină până lângă cetate, ca să nu meargă pe jos. Că acolo, în strada principală, era loc de staționare. Vorbești frumos că ai copilul în brață. Până la urmă nu-i vina poliției, că nu trebuie să stai tot timpul în locul unde e semn de limitare, de interdicție și oamenii îl ignoră. Trebuie aplicate pedepse mai hotărât, legile făcute așa încât să fie respectate. Și pedepsele să fie mai dure, poate. Poliția a învățat cu narav că șoferii se roagă frumos sau plătesc o mită și scapă. Și de la asta, iată, avem o astfel de atitudine. Parcat în fața trecerii de pietoni în intersecție. Sau aici, parcat în curbă. Periculoasă. Și se rușinează amândoi. Parcă o furat ceva. E adevărat că amândoi ar trebui să fie cu mască, că stau în spațiu închis, în mașină. Și unul pe drum spre serviciu un șfăcat COVID sau din familie a adus copilul de la grădiniță, de la școală, îl transmite colegului și uite așa tot inspectoratul de poliție Soroca sau inspectoratul patrulare se infectează de la faptul că lor le-i lene să poarte mască cât stau împreună în mașină. Închis geamul ca să nu vorbesc nimic cu ea. Mă filmează. Fix asta trebuie să facă niște polițiști. Să ignore regulile sanitare și să-și bată joc de drepturile fundamentale ale omului. Dreptul la viață privată. Cu ce drept mă filmez? Înțeleg să pornești camera aceea de corp, de îndotare, de la servici, dar să pornești telefonul tău ca să mă intimidez cu camera, asta mi se pare cam dincolo de funcția poliției. Și-a obligat mașina să calce linia continuă și să iasă pe contrasens. În loc să-i împrește, cum e împrăștie de acolo, de pe strada aceea, să-i împrește și pe ăștia parcați în cotitură, în curbă, ei au șters-o din gară pentru că i-am deranjat cu filmarea. Halal organ. Și atât, ăștia ar vrea să intre aproape de cetate, ca să nu meargă pe jos. Halal organ. Bună ziua, doamnă! Eu, da. Ei, nu, îmbătrânesc și am campanie electorală, alerg, mă consum. Brava, nu te-am văzut, tare mulțumesc.
Și mai